Salutare! Bine ați revenit la un nou episod în Dodi. Astăzi ne vom ocupa de un autor nou, din secolul XIX, numit Lysander Spooner. Și cea mai importantă carte pe care noi o considerăm că este de punct de vedere libertarian, No Treason sau Nicio Trădare. Dar înainte de a începe, vom vorbi despre ce se găsește în cutiuța de sub acest videoclip. Acolo veți găsi un link către o carte. Niște link-uri unde ne găsiți pe noi, în Dodi, pe Twitter, pe Telegram. Câteva adrese de cripto, dacă vreți să susțineți financiar efortul nostru. Și nu uitați să dați și un subscribe, like, dacă vă convine ce auziți aici. Comentarii, dacă sunteți sunt sau nu de acord. Da, se știe. Lysander Spooner. Vreau să-l introduc puțin pe domnul Lysander Spooner, pentru că eu am propus această carte să fie discutată aici în cenaclul în Dodi. Clubul de carte. Da. A trăit destul de mult între 1808 și 1886, vreo 70 și ceva de ani. Puțin. A fost unul dintre cei 9 frați dintr-o familie din Massachusetts. Familia era deja o familie în care curentul aboliționist era prezent, deci a trăit într-un mediu în care eliberarea sclavilor era prioritatea numărul 1. Numele de Lysander, pe care i-l-a dat tatălui, a fost de la un general spartan, cel care a încheiat războiul peloponezian. Lysander a plecat târziu de acasă, a trebuit să stea la ferma tatălui său până la 25 de ani, după care s-a înscris pe lângă cabinetul de avocatură al unui senator din statul Massachusetts și primul lui conflict cu statul Massachusetts, nu statul federal, a fost pe reglementarea cum că nu ai voie să-ți deschizi propriul cabinet de avocatură dacă nu ai 5 ani de practică pe lângă un avocat care deja practica. Doar dacă aveai o școală, un college făcut, puteai să îți deschizi propriul cabinet de avocatură doar după 3 ani de practică. Și mai pe vremea azi, oricum. Da, pe vremea aceea, el, neavând suficient bani să achite taxa de școală, pe motivul ăsta a dat și statul în judecată, avea și susținerea a doi mari senatori din acel stat și a trecut. Și a rezultat faptul că nu conta dacă ai sau nu ai colegiul făcut. După 3 ani de practică, pe lângă un avocat deja stabilit, puteai să-ți deschizi propriul cabinet de avocatură. Deci cumva tot n-a câștigat complet, adică da. Doar a mai slăbit un pic din reglementări. Argumentul lui era cei bogați, fii de bogați și permiteau să treacă prin colegi. Și a zis, nu se poate pune problema ca un tărântoc să facă concurență neloială bogaților care își permit. Asta a fost argumentul lui. Uite, cu statul a luat problema. A luat copiii săraci și a făcut avocații. Da. Răspunsul că nu i-a luat pe aia săraci, i-a luat pe aia de middle class. Însă nu a mers deloc în afacerile astea cu business-ul avocățesc. Avocatura, așa? Da. Mai ales din cauza faptului că nu era înscris într-o biserică cunoscută și recunoscută în statul Massachusetts.
De obicei, acolo lumea făcea, baptiștii făceau afaceri cu baptiști, puritani cu puritani. El era deist, era cu totul și cu totul, să zicem, o erezie la vremea respectivă și de-aia nu prea avea clienți. S-a apucat de speculă cu pământuri în vest, s-a dus până în Ohio. Acolo a început să se deschidă, să facă canale, să unească canalele acelea de la Niagara și toate celelalte, la granița cu Canada, cu Oceanul Atlantic. Căile ferate nu erau și toată lumea spunea, domne, asta e în nord, nu în vest. În vest față de Massachusetts. Da, e față de Massachusetts. Nu s-a dus departe. Da, e un vestul. Pic, e un pic, da, 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 da. Un vest acolo pentru cea... e relativ, vestul. E un vest relativ, corect. Da, da, da. Așa. Și toată lumea spunea, domne, aici va fi următorul New York, aici va fi următorul Boston. Lumea cumpăra cu credit. Cumpăra teren, își ipoteca, deci pur și simplu punea și cumpăra terenul, dar majoritatea era ipotecat numele băncii. Foarte puțin avans se acorda pe vremea aceea și era nevoie de pe vremea aceea de foarte puțin avans. A venit o criză bancară. N-a pierdut mult pentru că nu a pus mulți bani el. Banca și-a primit terenul respectiv, dar pe unde cumpărase el teren, și acum e tot așa o mlaștină, nu... nu e nimic. A revenit acasă, după aceea și-a deschis o firmă de poștă, da, de curierat. A încercat să facă concurență cu monopolul de federal al poștei americane. A mers o perioadă, după aceea mulți și-au deschis împreună cu el aceste poște alternative, la Fan Courier și Same Day pe vremea aceea, și guvernul federal a venit peste ei, i-a dat în judecată, i-a falimentat pur și simplu, inclusiv pe el. Ceea ce au câștigat, să zicem, a fost faptul că poștea a renunțat la timbrul de 5 cenți, a trecut la 3 cenți pentru a nu mai permite altora să le vină ideea să ca să mai fie economic fezabil pentru alții să intre în business-ul ăsta. Deci, ia, da. Deci cumva a aplicat principiul concurenței care ieftinește produsele. Da, da. Okay. Da. Mă gândeam dacă statul ar putea să folosească asta cu same year, știi? Same day, same year. El era și mai bun pe, ca avocat pe drept constituțional decât pe comercial. Da, probabil că nu avea clienți. Probabil că se întindea la chestii constituționale, vrea, cred că, să ajungă cu cazul, orice caz, da, la Curtea Supremă. Nu știu dacă era Curtea Supremă pe vremea aia. Nu știu dacă era Curtea Supremă pe vremea aceea. Dar... Ba da, eu cred că da. Din moment a fost instituit așa. Okay. Se poate verifica. Da. Îți spun imediat, continuă tu. Da. Așa, după afacerea asta... A dus prin, a devenit un clerk, un funcționar mic, mărunt, la o bancă prin Boston. Fratele lui, care tot așa și el a ajuns un mare bogătaș în Boston, se pare că l-a ajutat, i-a pus o vorbă bună și într-o târziu a... a murit. Da. Da. Curtea Supremă este instanțiată încă din Constituție și a fost implementată în 1789. Deci era prima oară, s-a adunat în 1790. Mm-hmm. Deci avea unde să se ducă cazurile. Da. Prin descriere lui, cartea de care ne ocupăm noi acum este cea mai importantă. Următor ar fi niște esee despre aboliționism și împotriva sclaviei pe care le-a scris el. O să punem și link-ul către lysanderspooner.org, unde se găsește și biografia lui completă și toate scrierile lui în format PDF. Uite, o altă carte pe care zic să o facem și noi, care e influentă în mișcarea libertariană, aia, viciile nu sunt infracțiuni. Vices are not crime, are vreo 35 de pagini, dar e foarte
pentru starea de spirit libertariană, ca să zic așa, versus, nu știu, moralismul conservator, democrat. Uite, mie mi se pare... Deci ideea e, când te deroghezi, tu nu comiți o infracțiune, să faci un rău ție, dar nu comiți o agresiune, nu încalci dreptul. Da, da, da. Bine, și asta ține de viziunea libertariană în care individul primează, fără el n-ai societăți. Nu poți să zici, păi strică societății. Practic strică, să zicem că influențează, că da, putem să vedem chestia asta, influențează un număr de indivizi. Dar asta nu înseamnă că poți să generalizezi așa, că îți strică societatea. Nu le încalcă drepturile, chiar dacă sunt efecte, nu știu, exact. Te copiază alții, te nu știu ce, dar nu sunt. Și nu știu, cred că e primul libertarian de pe planetă, așa cum Milei e primul președinte anarhocapitalist. Spun, cred că e primul libertarian. Așa mai aruncă lumea vorbe, că la oțe are intuiții, dar nu e... În sensul ăsta da. Explicit și coerent și cred că e primul libertarian. Mie mi se pare important că, uite, în 1870 a scris lucrurile astea aproape limpede și aproape cum am putea foarte bine să le scriem și astăzi. Da. Și Rothbard l-ar fi scris tot așa. Și Rothbard l-ar fi scris la fel. Da, Rothbard, bine, după zici că Rothbard doar îi sistematizează, bine are da. Și el contribuția lui și nu știu ce, sau un alt... Vine cu alt vocabular, nici non-agresiunii, le zice mai clar, dar eu zic că intuițiile mari sunt deja la Molinari da. Și la Spooner. Ăștia sunt primii... Eu voiam să subliniez că ideile astea sunt pe lume de multă vreme. Faptul că oamenii n-au auzit de ele sau nu le-au adoptat, nu înseamnă că sunt... O modă nouă, o ciudățenie, libertarianismul, vai, a apărut ieri. Nu, după anii... 155 de ani. Da, da, nu, după anii 70, prin Rothbard. Și pot spune că ăsta e meritul lui Rothbard, știi, a fost suficient de carismatic să ducă, că uite, de-aia e mișcare libertariană, altfel, na, aveai, așa cum a fost Spooner, era și Rothbard și prin 2500 se mai gândeau aia, mai scărmau prin trecut. Rothbard, mi se pare că îți creează o mișcare... Uite, în Wikipedia, Alexander Spooner este considerat left libertarian. Hey, da. Îți dai seama că... Cine a scris acolo nu are proprietatea termenilor. Na, da. Și explică. E anticapitalist pentru că se ocupă doar de piața liberă și ordinea proprietății private, nu și de exploatarea angajaților de către angajatori. Păi și deci, nici noi nu ne... Vreau doar să... Dacă că se ocupă sau că nu se ocupă? Că nu se ocupă sau că se ocupă? Nu se, nu se ocupă doar de... Se ocupă doar de piață. Piața. Spune că... e, doar da? De piață și de proprietate. Nu deci e left sau nu e left? Nu e, nu e definiția. De ce aveai aminte? De ce argumentau că e left? Că ați putea spune că left pe asta viciile nu sunt infracțiuni. Asta două, trei de liberale... preluate de stânga hippie, asta de azi mai puțin cu COVID și cu astea nu mai... Da, da. Left cred că se... În cauza sau și-a vor marihuana, dar ți-ar interzice Davidoful, știi? Da. Nu susținea, să zicem, mari antreprenori, mari bogătași și capitaliști vremea lui. Poate, da, din cauza asta. Despre asta, plus da, exact. Că există distinția asta, piața liberă, capitalist, da. Nu se face distinția asta. Vreau doar să, cine a făcut dacă se vede cineva în Wikipedia de... la Alexander Spooner, să nu fie indus de eroare de... Da, așa și la Molyneux găsești că e far right, știi, sau... Da. Deci nu e... Deci, bun. E mesajul mainstream stângist american, nu e. Uite, te puteai lega de el cum se ia Rothbard, că e inflaționist, știi, el credea în tipărirea la infinit, de exemplu, e slab pe economic. Dar pe partea asta de Constituție e brici omul, adică vine cu niște... E primul care spune că taxarea e furt, e primul care zice că ăsta nu e legitim. Care și cele mai importante idei din libertarianism și el l-a emis. Da, yes. Da. No treason. Nici o trădare. În introducere aflăm că această carte este scrisă după Războiul Civil și este o carte în care el ia... Adică argumentează faptul că statele de sud, din sud, nu au comis strădare împotriva Uniunii statului Statelor Unite ale Americii. Da? Pentru că așa cum revoluționare de la 1776 s-au poziționat înainte de a începe conflictul armat
de a face declarația de independență de rege și le-au zis, dom'le, nu mai vrem să fim subiecții tăi. Așa și oamenii din sud. La sud, da, nu mai vrem să fim voi. Suntem dușmani, cum ar veni. Ne dăm prieteni și pe la spate trădăm. Da, asta merită descrisă în amănunt, că se luptă spuneri să găsească o definiție și zice cum înțelegem noi astăzi trădarea. E, păi atunci când te dai prieten, dar faci rele, de fapt. Făcând dacă explicit zici nu suntem prieteni, atunci poți să faci lucruri de când te aperi. Fel. Mă de rog, fel, da. De orice fel, chit că-s corecte sau nu-s corecte, dar nu mai intră la trădare. Mai trădare. De asemenea, chiar de atunci, deci un om care a trăit războiul civil, ni se spune aici în carte că Nordul nu a atacat Sudul pentru a elibera sclavii, ci pentru a readuce în Uniune pe acele state care își doreau secesiunea. Dacă motivație... Plus că el era un aboliționist fervent, deci nu putem fi... Și nordist, asta trebuie să... E nordist și, da, e aboliționist. Bine, el și începe cartea, da, în introducere, zice așa, problema trădării e una complet distinctă de cea a sclaviei și absolut aceeași discuție am avea-o și dacă... În loc ca Sudul să plece, Nordul să fi plecat și Sudul să-i fi luat la bătaie. Adică, indiferent, deci Nordul să plece pe ideea că noi nu mai vrem să fim asociați cu voi, că ne stricați imaginea că aveți sclavi, de exemplu. Și Sudul să zică, cum, părăsiți Uniunea? Stai puțin, să aplicăm aceleași principii, trădare, ne luăm la bătaie și povești de genul ăsta. Nu știu, sau dacă erau fără sclavie Sudul. Da. Deci, să cumva începem să vedem, adică el își prefațează în scrierea asta, pentru că deja presupun că începeam să vedem misticismul care se propagă întotdeauna al oricărui aparat de propagandă după un război sau neapărat în timpul războiului, dar mai mult după, care te face să... Uiți de la ce a început primul război mondial sau uiți că nu, deci cumva mi se pare o chestie foarte haioasă astăzi că conducerile germane, atât prima cât și a doua, mă refer aici la războaie, da? S-au contopit așa, într-o imagine unitară, deși oamenii ăia nu puteau fi mai diferiți ca personalități și respectiv motivațiile războiului n-ar fi putut fi mai diferite. Dar cumva astăzi, dacă stai să te uiți la mainstream, deși există documente peste documente și, cum să spun eu, sunt fapte istorice mai mult decât documentate. Ain't nobody got time for that. Cumva în mainstream, domnule, Kaiserul era un rasist nenorocit și de asta a pornit războiul, că el era rasist și vroia să creeze o rasă de germani puternici. Asta e misticismul și acum revenind la războiul civil, tot așa era și misticismul ăsta. Deci povestea cu războiul civil iarăși ea destul de bine documentată. Statele sudiste cu statele nordiste nu s-au înțeles pe problema sclaviei, mai ales pe faptul că statele din nord refuzau să garanteze faptul că un sclav din sud rămâne sclav și odată ce trece în nord, adică erau oameni care aveau sclav de casă cu care călătoreau. Teoretic, ei nu puteau să călătorească cu ei până în... Și repet, nu facem aici avocație pentru sclavie, spun doar cum a început, de la ce s-au luat, da? Din ce s-au luat. Deci, statele din nord refuzau să recunoască până la un punct recunoscuseră dreptul de proprietate, ăsta așa zis de proprietate, că e clar că nu era legitim, asupra sclavilor. În sud, chiar dacă ei nu aplicau sclavia în nord, dar nici nu luau să le libereze sau ceva. Dintr-o dată au spus nu.
Asta a fost unul dintre puncte. O paranteză. În 1793 și în 1835, statul federal a amendat Constituția de două ori. A făcut Slavery Act și Fugitive Act, ceva de genul ăsta. Deci, oficial, oricine fugea și făcea o crimă într-un stat, un sclav făcea o crimă în statul de unde era, o infracțiune, fugea în alt stat, în Constituție scrie statul respectiv trebuie să înapoieze persoana, criminalul care a fugit din statul unde a făcut se crima, pentru că așa e Constituția. Și de la acest articol din Constituție s-a extins și asupra sclavilor. Da? Deci, oficial, statele din Nord trebuiau să enforceze această lege, dar nu o făceau în practică. Asta a fost problema. Acestea fiind spuse, la un moment dat, sudiștii au zis, știți ce? Ajunge. Gata. Ne luăm jucăriile și am plecat. Adică ne-am înțeles până acum, văd că nu se mai poate. Hai fiecare cu a lui. Fiecare cu a lui, de acord. Dar guvernul federal avea trupe în subordinea guvernului federal în garnizoana de la Fort Sumner, care e undeva în Carolina de Nord, dacă nu mă înșel. Că acolo a început războiul, de fapt. Și statele din Sud au trimis... le-au solicitat guvernului federal să părăsească, pentru că ei nu mai vor să mai facă parte din federație, prin urmare să-și ia și trupele și să treacă de partea alaltă graniță în statele care mai vor să facă parte din federație. Și Nordul a zis nu. Noi stăm. Că stăm. Că, pentru că nu aveți dreptul, cum să spui tu, guvernul statal, unde să-mi pun eu guvernul federal trupele. E trădare. Da, e trădare. Și-a trebuit din Star Wars. It's treason, then. Și trădare fiind, într-o dată, uite, știi, ar trebui să știu, dar pe de rost nu mai țin minte, ar trebui să caut, dar, mă rog, o puteți căuta și voi, da? Au deschis focul cu... tunurile asupra acestui fort care era ocupat de trupele guvernului federal. I-au pus pe fugă, a fost prima mare victorie a Sudului și a început războiul. Și așa a început, practic, războiul. Dar, după cum observă și Lysander Spooner aici, aici vorbim despre un guvern federal bazat pe consimțământ. Da, două secunde. Da. Ține ideea și întoarce-te la ea, pentru că vreau să ne întoarcem la ea. Da, ideea era în felul următor. Ăsta a fost motivul pentru care a început războiul. Statele nu s-au mai înțeles. Au zis, hai să rupem petrecerea. Și guvernul federal american, respectiv nordiștii, au zis, nu. Hai să nu o rupem. Hai să ne batem. Hai să ne batem, să iasă cu sânge, să vedem cine rămâne în picioare la final. Să votăm cu glonțe. Mult mai târziu, a început să fie... despre sclavie, dar niciodată în timpul războiului. În timpul războiului erau două state din Nord care, nu mai știu acum cum le spune, dar știu sigur că erau două state din Nord, imediat la nordul liniei respective, care aveau sclavi, care aveau sclavie, care nu trecuseră prin niciun proces de aboliționism. Și Lincoln le-a cumpărat suportul și susținerea tocmai prin faptul că le-a garantat că ei nu vor trebui să își elibereze sclavii pe parcursul războiului. Da, și spun, cred că folosește argumentul ăsta și aici. Asta, că statelor deci le-a îngăduit. Deci ideea pe care încercăm să o spunem este că acum, după 100 și ceva de ani, în conștiința colectivă, războiul de secesiune a fost pentru eliberarea sclaviei. Păi nu poți spune că asta a fost scânteia care a dus la conflict și așa? Poți spune că asta a fost scânteia care a dus la conflict, dar nu poți spune că asta a fost scopul războiului. Motivul, da.
că adică asta era în vedere și spuneri, că era zi, intrau peste ei și dacă erau liberi. Exact. Na. Atunci când ai un război, se pune foarte mult accent dacă e un război just sau nu în percepția mass media. Iar acel război, că menționează și spuneri la un moment dat, a fost cel mai sângeros război din istorie până la vremea respectivă. Deci nu că a fost o încăierare în spatele barului, da, exact, sau că au ieșit două echipe de la stadion și s-au caftit puțin. Nu! A fost cel mai sângeros ever război din istorie până atunci. Nu ever, că am mai avut după aia. Au zis europenii, stai că știm și noi cu de-astea. Acuz recordul forever. Da. Bine, au ajutat și americanii la alea două, dar ăsta... Aveau experiență. Ăsta a fost, adică a fost un șoc la final când s-a tras linie, numărul de morți și de răniți a dat efectiv cu virgulă. Și lumea a început să se întrebe, bă, dar de ce am făcut noi chestia asta? Păi ca să eliberăm, adică de ce au murit atâția oameni? Așa, trebuie păi să hai să spălăm puțin. Să-i dea un spin exact, drăguț. Hai da, să spălăm okay puțin morțile astea cumva. Da. Păi Nordul ce pierdea? Ce pierde statul când controlează ceva, nu? Sau ce? Ce pierdea Nordul? De ce nu i-a lăsat? Taxe, din sud, de exemplu. Banii? Control. Erau mai bogate în momentul ăla, mi se pare. Taxe. Dominație, dominație geopolitică. Statele din sud, din punctul ăsta de vedere, aveau suportul europenilor și reprezentau reintrarea europenilor pe continent. Mm. America. Bun. În 1776, guvernul sau revoluționarii, că nu erau un guvern, revoluționarii de atunci, americani, au zis, hai să facem un guvern care să se bazeze pe consimțământul oamenilor de pe teritoriul acelui stat. Da, să nu mai fim în Europa, unde un rege, un monarh, spune, domne, aici e regatul meu, eu împart dreptate, da, eu sunt proprietar aici, eu împart pâinea și petrecerea. Bun. Plus că se lăudau tot timpul. Dom'le, noi suntem tot timpul, întrebăm cetățenii. Mă rog, în afară de femei, sclavi, mă rog, și cei care nu erau proprietari și cei care nu erau proprietari. De mulți, da. Tot nici pe aia ne întrebăm mare lucru. Da, da, ideea e că ținea premiza. Știi? Da, adică, deci, fațada asta era. În momentul în care unul a spus, dom'le, eu nu mai vreau, ce consimțământ este să treci cu armele, cu armata peste voința lui și să zici, ba vrei. Da? Deci înseamnă că nu mai e niciun consimțământ. Trebuie, ești atunci, dator pentru că nu se știe. Nu cred că răspunsul e statist, că na, spun o răntoarce pe toate fețele, e că au semnat sudiștii, știi, au semnat la început și acum încalcă ceea ce păi au tocmai, semnat. Păi tocmai asta e unde duce... Și, da, ce vrea Gabi să spună e că nu... Nu, chiar nu, chiar dacă semnezi. Să aibă termen. Poți să ai și, da, poți să ai și puterea să ieși din, a? Ok, îmi place de tine. Acum, peste 5 ani nu mai îmi place. Termen, n-aveai ce scrie acolo. A zis că n-avea termen. N-avea termen. A zis că cel că absența era termenului o poți interpreta în două feluri. Ca spuner, că poți ieși după bunul plac. Da. Fie că... A perpetuit. Da, e forever. Păi da, da, problema rămâne, ideea e așa, că nu poate să fie forever. Adică felul în care o interpretează el este că nu poate să fie forever și anticipăm un pic mori aici. Pentru că nu poți să generezi obligații, nu există o metodă de a genera obligații pentru generațiile viitoare. Da. Și atunci singura metodă, singura interpretare care rămâne validă astfel încât statul să nu se dizolve după ce au murit toți care au semnat Constituția, este ca aderarea să fie presupusă printr-un consimțământ continuu. O linie de argumentare, el merge mai departe, ce nu i-a prins nici pe aia. Ok, am argumentat că nu prinde generațiile viitoare, știi?
Da, da, bine. Nu vine nici pe ea, continuă el, știi? Ba, da. Ba, în continuare, aici spune că n-are dreptate. Zice că îi prinde pe ea atâta vreme cât nu își exprimă... Nu îi prinde pe durata vieții. Dacă atâta vreme cât nu își exprimă explicit lipsa consimțământului. Da, da, da. Asta, retragerea consimțământului. Unii ar spune, prin vot. Da, din cauza că votează din 4-4 ani, își renoiesc Da, înainte să te întorci la vot, că e o chestie foarte mișto pe care o are de spus acolo, trebuie să găsesc camera la care să mă uit. Da, înainte să se întoarcă Gabi acolo, aș vrea să mai, să mai zic un lucru aici, că e o, poate o întrebare la care trebuie să vă gândiți cu toții foarte bine, și anume, pe ce se bazează un guvern? Da? Pe ce se bazează un guvern? Pentru că variantele pe care se pare că le descoperim în această carte sunt doar două și nu mai multe. Ori pe consimțământ, ori pe forță. Dacă voi credeți că un guvern poate să se mai bazeze și pe altceva, scrieți-ne jos în comentarii. Că noi, pe noi atâta ne-a dus. Poate apare. Majoritatea își dau consimțământul de frica unor povești. Alea e forță. Catastrofale. Aia e tot forță. Nu, e consimțământ. Mi-e frică să nu vină bulgarii și ușie. Da. Da, da, atunci ești de acord. Da. Ești de acord. Da, atunci e consimțământ. Dar dacă e, zice că e frică că guvernul vine peste tine... Aia nu mai e. Îți dă peste mână. Aia e forță. Yes. Da. Cu forță că e forță. Așa. Bun. Depinde de ce ți-e frică. Da, da, de multe ori oamenii le amestecă. Știți genul ăla de discuție în care începi cu o chestie, îi zici, domne, ție ți-e frică de amenziile de la stat? Da, mi-e frică. Păi e corect? Nu prea e corect. Păi și atunci hai să scăpăm de... Zice, și după aia schimbă o dă în altă poveste. Ai la altă ce ai zis tu? Păi da, da, vin alții externi după aia peste noi. Deci sunt amestecate. În... Da, nu poți. Povestea e amestecată. Și nu putem noi să angajăm niște băieți să nu mai vină, dar să-i angajăm, nu să... Eu zic că putem, să stea cu mâinile în buzunar. Pentru că poți avea așa aranjament voluntar să zici, da, mi-e frică de aia și uite, organizația aia să-i bate pe aia și el nu vrea asta. El vrea ca... Păi și dacă Alexandru nu vrea? Trebuie să vrea, știi? Da. Și hai să le explicăm oamenilor de ce zice Spooner că votul nu e... Da? Nu este un consimțământ. Unu, se spune așa, doi oameni nu au nicio autoritate asupra unui al treilea, așa cum nici unul nu are nicio autoritate asupra celorlalți doi. Nu pot să impună ce trebuie să facă, să zicem, da? Și aici lumea o să stea și o să zică, păi cum? Și cum să mai iau deciziile alte? În unanimitate. Se pun toți trei de acord, fii atent, că poți să ai și democrația aia la care visezi, se pun toți trei de acord, dar toți trei se pun de acord la început, da? Că votăm și ce vrea majoritatea iese. Dar fără acordul ăla, ne întoarcem la ce a zis Gabi mai devreme. Uite, mi-a dus aminte de Homer când zicea, domne, trăim într-o minciună, știi? Adică spui că avem contract social, când e clar că nu ai nimic. Însemna nimic, da. Deci una e că au teoretizat unii pe la bloc și nu știu ce, să zicem, dacă aveau o perspectivă normativă. Așa visez eu să arate lumea. Se adună ăia, nu știu ce, semnează și așa ar fi drept să fie. Ok, e un model, îl studiem, nu știu. Și noi să zici că îl și avem, de fapt, știi? O libertarie zic, nu-l avem, deci nu e... Deci tu nu plătești taxe că ai un schimb bunuri publice versus bani. Nu, plătești că ți-e frică să nu faci până aia să... Da. După aceea vorbește despre un partid care are mai mulți membri, mai multe voturi, primește multe voturi în timpul alegerilor față de un partid. El merge pe dualitate pentru că și pe vremea lui erau tot două mari și late. Acum nu mai e decât unul. Mereu a fost. Ce când e aia cu și, la fel, nu conferă nicio legitimitate a faptul că un partid primește mai multe voturi decât celălalt. Nu are niciun drept să impună
lucruri asupra partidului mai puțin numeros. De asemenea, nici cel mai puțin numeros, de fapt, nu poate să impună lucruri dacă ar fi mai puternic și mai abil. Mai dibace, da. În practică, menționează el, de obicei, partidul mai puțin numeros este la putere. Uite, iar aici are intuiția asta elitistă că ai o oligarhie care taie și sponsoră. Nu decid masele, stai tu liniștit. Da. Asta e altă chestie tare la el. Deci pe care n-am... Ne asociem elitismul. A văzut-o. Tu e italien cu Rothbard, dar uite. Ține minte că pe vremea lui totuși votau doar cât la sută din populație. Dar se vedea că nu, că nu era o pătură majoritară. O minoritate și mai minoritară. Adică ăia care... Ăsta, Forum Economic Mondial sau ceva de genul ăsta, știi? Deci câțiva care... Da. Eu așa-l văd. După aia avea... Se lega de sintagma We the People, da? Din Constituție. Și spune, dom'le, prin We the People nu înseamnă majoritatea. Nu înseamnă nici minoritatea, da? Înseamnă unanimitatea. Deci trebuie să fim bineînțeleși aici despre ce vorbim. De mulți o să zică, păi nu poți să ai unanimitate că oamenii nu se înțeleg. Da, exact. O să se înțeleagă doar pe o chestie foarte mică. Foarte bine, paia mică să o facă în unanimitate. Deci ca un avocat din pas în pas. Dar la unanimități mici, asta trebuie să vadă omul. Trebuie să înțeleagă că gaolo s-a terminat, nu mai interacționăm, stăm și... Da. Când te duci la Lidl și ai niște portocale, aia e unanimitate, știi? Deci yes. Lidl e de acord ca tu să dai bani și să-ți dea portocale, tu ești de acord, ăla e un schimb unanim. Deci nu se calcă pe capul cuiva. Asta e... Pentru că nici e bine, sincer, se calcă un pic pe capul lui Lidl că îi impune guvernul niște chestii, știi? Dar doar pe partea de schimb? Da, consumator și... Da. În 1776 spune Spooner, domne, Nu era o majoritate revoluționarii. Părinții noștri fondatori erau o minoritate. Da? Și totuși scriau acolo We the People în Constituție. Da, dar zici că ea susține lumea totuși. Păi asta e și argumentul lui. Susținerea asta implicită pentru că au scris-o de așa natură încât cei care explicit nu sunt de acord să poată să facă altceva, da. Majoritatea nu are un monopol asupra dreptății. Pentru că sunt și ei tot oameni. Da, exact, pentru că și ei sunt tot oameni. La fel cum găsești tâlhari, oameni corupți și într-o minoritate și într-o majoritate, astfel că nu avem nicio, o să zicem, niciun pont cum că majoritatea ar fi mai luminată și ar lua deciziile mai bune. Asta nu e nouă la el, că Madison era obsedat de asta, de tirania... majorității, dar putea fi în contextul de azi, în care dacă majoritatea a zis ceva, nu mai contează. Nu mai contează. Și, într-adevăr, majoritatea guvernului, chiar dacă la început sunt impuse de o minoritate cu forța, în timp devin susținute de o majoritate din cauza propagandei, din cauza inducerii fricii, și alte tactici de stat. Acum aș spune și prin educație în guvernele moderne. Pe atunci educația nu era în apanajul guvernamental. Astfel încât în timp spui, domne, adică guvernul se poate apăra și ar spune majoritatea ne susține. Dar se susține din cauza acestui trecut în care pur și simplu l-ai asta e niște tactici necorecte, injuste asupra populației pe care o controlează. Hai să o luăm altfel. Că omul vrea agresiunea asupra vecinului, nu asupra lui. Știi? Da. Hai să o luăm altfel. Susține modelul. Ideea e că susține modelul. Majoritatea oamenii, când spun majoritatea, ne susține. Susține. Da. Dar apărarea asta de majoritate, că am mai zis-o noi cu alte ocazii, dar își are locul și aici. O avea și Saddam. Cu siguranță o avea și Saddam. O avea și cum îl cheamă la care președintele Iranului. Nu știm, nu. Președintele că-l știm pe Khomeini, da, așa.
O avea, o are și Maduro, de exemplu. Aia. Și ca să nu pară că dau... Acum nu cred că mai are Maduro. Și ca să, băi, la ultima numărătoare a ieșit că o are, da? Ok, deci... numărat el. Nu știu ce să spun, dar... Na. Becul lor, imparțial, a numărat. Dar ca să nu pară că dau exemple doar dintr-o singură parte, o avea și Pinochet. O avea și Franco. A avut-o și Hitler. Și să zică lumea, nu, stai, când Hitler n-a avut o majoritate absolută, nu a avut o pluralitate, same thing. Când avem, am avut, vă amintesc, în 2020, un guvern minoritar, da, care avea o pluralitate. Și? Same thing. Bine, pot spune că a folosit, scuze, că folosea, i-a mai intimidat pe ea pe acolo, ăsta e argumentul. Deci când acea argumentul cu naziștii și democrația asta, i-a mai forțat pe ea, mai... Nu știu că i-a forțat din prima, cred că la alegerile alea când au scos ei cât PSD-ul, l-au scos pe bune, adică nu? Nu cred că intrau, după aia au devenit mai tupei. Da, 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 după. A zis că după aia au strâns coaliție, e, cât aveau, 30 ceva și după aia... 30 și ceva și după 90. Aia au început să schimbe legi și chestii, da. Și da, chestii. S-au aliat cu unii, mi se pare. Păi inițial, da, că, inițial da, că altfel nu puteau să guverneze. S-au scos Binișor, asta e ideea, deci nu era chiar așa. Nu au fost. Plus că ideea era rasistă au fost și asta după, era după legile de la noi din țară, după cutuma de la noi din țară, da, au fost partidul câștigător al alegerilor. Chiar dacă nu a câștigat o majoritate, outright, dar a fost partidul care a câștigat alegerile. Da. Și ultim argument împotriva democrației sau a tiraniei majorității ar fi că dacă o minoritate pur și simplu nu vrea să se supună, este o luptă continuă, da, împotriva acelei minorități și această, să zicem, expresie ballots versus bullets este foarte, să zicem, la obiect în privința asta, pentru că minoritatea, într-adevăr, se supune ca și gloanțelor rezultatului urnelor. Da, domne? Așa cum este frică de gloanțe, așa mi-e frică și că a ieșit stânga sau dreapta, ce nu-ți convine ție, de fapt, și mă spun de frică, da? Majorității care iese. El o să dezvolte, deci partea cu votul o să dezvoltăm în următoarele două întâlniri, cred, în capitolul 6, discută mai pe larg despre... Da, da. Aduce și argumente suplimentare. Aici zice o chestie foarte mișto la asta, partea cu votul care mi-a plăcut. A zis, zice așa, că domne, votul e ca un lonț nu numai pentru ce a zis Gabi adineauri, dar și pentru că îl folosești ca la război. Ești, vrei, nu vrei, alegerile se țin. Da? Decizia să ia peste capul tău. Chit că vrei, chit că nu vrei. Și atunci... Dai și tu acolo, că poate e în autoapărare, știi? Poate ești nu iese ăla de care, în care te... ești forțat să participi. Da, exact. Da, pointul lui e că nu ți-ai dat consimțământ. Păi da, uite, Vali votează și nu crede în modelul așa. De ce votează? Și răspunsul lui spune ăsta e, păi e o reacție de apărare. De apărare. Mie îmi place de multe ori să asemăn toate organizările astea sociale cu cea mai mică unitate de organizare socială, nu o căsnicie. Ce faci dacă una din părțile dintr-o căsnicie zice vreau să ies? Cealaltă zice nu. Acum, ai oameni pe lumea asta, cred că asta vrei să zici și tu, care zic, păi normal, nu ai cum să scape așa ușor, ai o cruce de dus. A, nu, da, nu mă duceam acolo. Eu mă duceam la altă. Poziția nordistă este, da, poți să ieși, îți dăm cu pietre în cap până ai ieșit. Asta e poziția. Asta e bine, mai ai o șansă. Poziția nordistă. Nu, poziția e te bat până stai, de fapt. Poziția nordistă, da. Îți intră mințile în cap. Și noi avem acum
o persoană care în mod public a zis că să nu plece femeile abuzate din căsnicie, că au o cruce de dus. Foarte mulți s-au superat pe chestia. Da. IPS. Mă rog, și foarte mulți oameni s-au supărat pe chestia asta. Nu sunt de acord. Mie mi se pare că e același lucru și când nu-ți dai consimțământul să fii guvernat. Dar acolo, la ei nu se mai extinde principiul, pentru că marea majoritate zic, păi stai, sunt două lucruri diferite. Și noi zicem așa, era ca să poți să trăiești coerent pe lume și să n-ai mai târziu dureri de cap, să nu știi de la ce ți se trag, trebuie să ai un principiu care să fie și coerent. Și dacă ți se pare că e coerent și te doare mai târziu, s-ar putea ca natura să te fi strâns. Hai să-l apăr eu ateu pe Ipusul Teodosie, dacă se poate, da? Două minute. Pretusul, incipe. Din punctul lui de vedere, da? Tu acolo ai semnat un contract, yes, fără clauze de ieșire. Da. Nu, lasă-mă că ce-ți spune statul, că nu știu ce. Uh-huh. Nu, frate, în biserică, când te duci acolo... Ai semnat un contract pe viață. Till death do you part. Până când moartea... Nu. În biserică este... Acceptă. Și după ce mori. Mă scuzați. Sunteți și acolo uniți. La uniat, mă rog. Așa că, din punctul lui de vedere, da, ochiul mai atent la ce semnezi înainte să începi. Mhm. Dar chiar nu acceptă biserica, nu mai relaxează, nu prea? E o chestie doar cu catolicismul asta care acceptă des... Divorțul? Nu divorțul, că nici catolicii nu acceptă divorțul, ci acceptă dizolvarea căsătoriei. În sensul în care spun nu s-a consumat, nu s-a petrecut, da, căsătoria e ca și cum n-a fost. Adică pe chestie de genul ăsta o mai accept pe ei. Chichiță. Da. E o chichiță papală. Da, și problema este că acest soț abuzator, Nordul, dacă ați observat, spune refren în engleză, și. Bine, statul nordic este și. Nu, dar de obicei asta fac se vorbea despre țări la vremea respectivă. Și nu numai despre țări, dar când ai entități din astea și nu poți să-i zici it, că nu e un obiect, se folosește de obicei feminin, nu pur și simplu. Bun. Pentru o terță parte. Poate de-aia o să ia, că e feminist. Da. A făcut toate aceste lucruri, a portat războiul civil în numele libertății, în numele unui guvern liber, în numele unui guvern instalat pe principiul guvernare pe baza consimțământului celor de sub noi. Da? Deci stai aici că te mănâncă dracii și eu sunt cel mai îngăduitor și cel mai bun soț sau soție. Uite, și mintea umană e ca în pandemie. Da. Deci dacă tu zici, păi înseamnă că ții cu... Te iubesc. Yes. Înseamnă că ții cu sudiștii dacă... ești pentru dreptul de disociere și tu poți să-i spui nu țin nici cu ea, nici cu ea. Sunt împotriva sudiștilor pentru că XY erau pro-sclavie, iar eu sunt antisclavie. Sunt împotriva Nordului pentru că trebuie să-i lase pe ea în pace, să plece dacă... Yes. Da. Bine, și el mai spune aici o chestie. Te ajungi fără clienți. Dar discuția nu trece de primul nivel. Polemica Mises, Cato, deci ăștia de la Cato asta. Păi ce ții cu... Înseamnă că ții cu... Lupul. Da. Povestea în... Cu sudiști. Da. Bine, Alabama în sud, nu? Teoretic, da, Alabama în sud. Teoretic, bun, dacă ar fi să o tratăm cumva, ar fi în felul următor. Dom'le, odată ce ne-am așezat la masă și am semnat, practic corect, din punctul de vedere libertarian, a fost Nordul să facă secesiune, nu Sudul. Dacă era nemulțumit de prestația Sudului. Exact. Să zic că adică nu, avem mai un guvern de consimțământ, voi faceți niște lucruri cu care nu suntem de acord, noi suntem împreună, nu putem să ne băgăm peste voi ca să salvăm oamenii aia pentru că suntem împreună și am semnat niște acorduri. Hai să ne retragem din acordurile astea ca să nu vă trădăm.
Atunci când o să intrăm după aia peste voi să eliberăm sclavii. Mm. Adică așa ar fi trebuit să decurgă dacă într-adevăr asta era scopul și principiile erau toate respectate. Deci tu plusezi că Nordul a trădat. S-a trădat pe el. Nordul, atenție că și asta mai e o chestie care ar trebui să cumva să o clarificăm. Nordul ca entitate nu există. N-a existat niciodată, a fost guvernul federal. Da. Da? Noi avem cumva senzația, păi nu că a fost Nordul și Sudul și acum sunt Statele Unite. Nu. Nu, a fost guvernul federal, care mai mult sau mai puțin se pretindeau aceiași reprezentanți, asta e chestia la care vreau să ajung, că o zice spunere aici, care se pretindeau aceiași reprezentanți ai oamenilor care au spus regelui George al III-lea al Marii Britanii: nu ne-a ajuns, noi ne retragem, pe noi ne lași în pace cu ale noastre, tu cu ale tale și asta e. Și George a zis: trădare! Și ei au spus, nu e trădare. Avem niște principii după care ne organizăm aici, iată-le. Da, poate dacă semnaseră ceva cu regele George. Nu s-a găsit. Era contractul social acolo. Era regal. Nu semnaseră ei, ci erau niște ordine date de... imagine, semnezi un contract cu regele. Nu, regele spune, du-te, fă aia, are dreptul. Bine. Ca și cu... erau niște directive. Am semnat cu ANAF să... Da. Și Alexander Spooner concluzionează decizia Nordului de a ataca, ori n-au înțeles bine ce înseamnă consimțământul poporului, ori așa e natura umană, coruptibilă, da? Vroiau mai mulți bani, mai multă faimă, mai mult control. Să sperăm că în apărarea naturii umane, să zicem, partea asta cu n-au înțeles. Nu, îți dai seama că... Nu, dar n-au ești fost... Ești caritabil. N-au fost aceiași el oameni. El a fost caritabil. Poate fi și chestia asta, că n-au înțeles. Nu spune că niște cărturari să spună nu, sunt compatibile cu... Păi ai chiar o semnat și... Nu în lumea asta în care logica primează. Uite, care ziceau în timpul COVID că avem totuși un contract social. Să-l văd, da, exact. Și dacă îți scoate o chestie formatată și... S-o văd, știi ce? S-o văd, eu sunt ăla radicalul sceptic. S-o văd și vorbim după. Și să-mi arete și unde am semnat-o eu. Adevărul este că, să zicem că scoate unul un contract social, știi? Se gândește bine așa cam ce presupoziție are lumea în minte, îl pune pe hârtie. Așa. Îmi pare că niciun guvern de pe lumea asta nu și-l va asuma. Pentru că zice, bă, niciodată nu știu unde, în ce direcție vreau să mai împing, știi, lucrurile. E frică. Pentru că o să fiu după aia legat de ce scrie aici. Da, uite, și eu vreau, cine știe ce o să vreau peste. Uite acum, de exemplu, povestea care e în Marea Britanie, apropo de dreptul la liberă exprimare. Oh my God. Mama, e deci e... Și mai văd că mai trimite câte unul. Au arestat în Rusia pe doi liceeni care au făcut nu știu ce. Mâncați aș sunt 30-35 băgați la pârnaie numai ieri în UK. Păi de unde au avut atât? Da. Dacă nu faceți nimic altceva, mergeți pe grupul nostru de Telegram, intrați pe chat, că nu o să punem pe grupul nostru de Telegram, și găsiți sau urmăriți linkurile de care vorbea Gabi la început și luați-vă cartea și citiți primul capitol. Atât, nu trebuie mai mult. Citiți primul capitol. E ușor, cursiv, are 19 pagini, îl termin așa. Nici n-a pus să te plictisești de el. E o lecție, e un tratat de logică. Yes. Mai frumos și mai curat decât, nu știu, am văzut la școală în toată viața mea. Da, e gratis cartea pe FE, pe asta, este. Bine, e și contracost pe Amazon, dacă... Da. Nu te-ai fi gândit la asta, na. Nu te-ai fi gândit la libertarieniști. Probabil că dacă ești unul obișnuit, nu te-ai gândit.
Da, asta, consimțământ. Da, nu este niciun consimțământ. Toată viața ai învățat că da, avem un contract. Nu, nu avem niciun contract. Asta e răspuns. Cum? E, chiar n-avem? Da, chiar n-avem. Deci, nu. Păi și ăștia de ce fac? Pentru bani. Care bani? Păi apă care îi fură de la tine. Păi, păi stai că... Păi au arme, au chestii, deci nu... Da, deci forța nu e musai. Forța nu e musai să fie fizică brută. Așa cum se așteaptă lumea. Dar în fapt este. E că lumea sublimată... a devenit așa de canorul, știi? Uh-huh. Atât post-totalitate. Tine da. Capul atât de plecat că nu se pune problema. Dar practic prin hotărâri și prin amende și îți retrage tot felul de posibilități. Asta e forță. Practic, exact. Asta practic e forță fizică. Te ostracizează juridic, nu mai ai nu știu ce drepturi, te ostracizează economic, nu mai poți să faci ce ai de făcut. Și fizic poți să nu mai nu poți să te bagi umbli. În pârnaie, deci nu exact, e... Da. Constituția. Sau mai vrei să mai spui ceva la capitolul prinși? Da, mai era ceva așa, zi. Nume... Hey, zi. Scuze, dacă am uitat zile. Ce înseamnă, în primul rând, de ce există guverne și prin ce s-ar legitima ele, dacă chiar ar fi guverne libere? Da? Dar democratice, libere, cum vor... Să zicem, acum... Nici să se legitimeze. Că avem contract cu domnii clienți sau cu domnii proprietari care sunt clienți. Da. Și trebuie să fie prin consimțământ. Numai așa poate să aprins prin consimțământul tuturor și al fiecăruia. Da? Deci dacă unul... De perpetu mereu. Da. Dacă unul din... teritoriul respectivului guvern nu consimte, da? El este trebuie lăsat pe din afară. Pur și simplu. Altfel nu... Dar poziția lui care e la Constituția Americană? Că e fondată pe consimțământ? Sau că... Da, că e fondată pe consimțământ. Am înțeles și eu. Că e. Da. Așa că ăștia numai... Că e... Au abătut de la... Au abătut. Dar oricând poate oricine să-și retragă. Adică, ok, să zicem că a fost făcută prin consimțământ, unanim, 3 milioane de oameni, după aia oricine poate să-și retragă consimțământ. Zi de consimțământ. Nu știu cum să încep. Hai să încep eu. Ia zi. Noi, poporul Statelor Unite, pentru a forma o uniune mai perfectă, a fonda justiție, a asigura liniște domestică, a pune mână de la mână pentru apărarea comună, pentru a promova bunăstarea generală și a securiza binecuvântările libertății pentru noi înșine și pentru posteritate, stabilim această Constituție pentru Statele Unite ale Americii. Ce zice spunerea aici? Zice... Are și scopuri, nu doar... Da. Ce cheie spunerea aici? Zice, aceasta sună foarte mult ca o ofertă, nu ca un contract. Cine vrea să adere la această înțelegere între între semnatari ăștia, poți să te alipești sau nu? Cine n-a făcut explicit? Nu, consimțământul, orice contract poate să fie chiar și verbal, dar trebuie să fie cu consimțământ explicit. Oricum, ei s-au dus în fiecare stat, știi, să fie ratificată. Nu știu dacă așa erau chiar de libertarian funding father, știi? Adică să te ia la moleculă, la om. La om, nu. S-a pus... Adică și ei gândeau un termen de state, de nu știu. Da. El face aici comparația cu susținerea unei biserici într-un oraș. Dacă noi din orașul A vrem să susținem biserica, să o construim, să-i menținem grădina frumoasă, să-i facem o turlă și așa mai departe, da? Și după aia mergem în orașul B și spunem, domne, vreți și voi să susțineți această, uite, ce biserică frumoasă, să o mențină, să fie mândria orașelor noastre? Dacă ziceau da, dacă ziceau nu, ar fi trebuit să le respecte decizia. Mi se pare foarte haios că a explicitat aici cum se
mai face șmecheria asta în care zice, noi am făcut această biserică și vă dăm și vouă acces la ea egal cu al nostru. Și ce important e că ceilalți, cei cărora li se face această ofertă, să poată să zică, nu mulțumim, nu vrem nici beneficiile, nici costurile, nici jucăriile voastre. Lăsați că nu-i nevoie. Aici spun ori și pune problema, dom'le, Constituția a fost aprobată, a fost consimțită de către state, ca state, sau de către indivizi, ca indivizi. Aici e, da, într-adevăr, e un termen de discuție, dacă, da, bă, de ce? Pentru că dezbaterea era de așa natură, în care atunci când se căuta semnătura, pentru război. Dacă era pe firma e mai ușor, știi? Pe semnătura în cazul războiului, acolo zici, domne, sudul a trădat că uite, a semnat, a ratificat, statele în sine au semnat, au ratificat și după aia au ieșit. Dar dacă te uiți la materialul sursă, asta zice și spune. Nu pare să fie pe state, e pe indivizi. We the people, da, nu. E pe individ. We the states. Da, nu mi-e așa clar. Nu mi-e așa clar. Oricum el își poate susține punctul de vedere chiar dacă... Adică chiar dacă semnau ea ca și firme și să fi zis, nu, frate, pe mine mă interesează persoana, dacă n-a semnat John, nu. Dar asta era în favoarea nordului, că uite, ai semnat și e trădare, știi, că uite semnătura. Da, după aia poți să o duci mai jos, să zici, dar statul are semnătura indivizilor de dedesubt? Ca n-are, să aibă legitimitatea să semneze numele lor, păi stai că nu are. Se gândește, da, la indivizi, că indivizii n-au... Bine, se vrea să apere individul. Din punctul ăsta de vedere, la începutul războiului, sudul a avut armat de voluntari. După ce a început să meargă rău, n-a mai avut armat de voluntari, a avut armată cu conscripție și acolo, de conscripție de să luau și sclavi. Dar... cărora nu li se promitea libertate, pe când în partea aia li se promitea, dacă da, mă rog, fiecare cu promoțiile lor de da. Libertate la promoție. Da, deci din punctul ăsta de vedere, dacă răspunsul era, domne, a semnat statul, dar n-a semnat Jim, păi da, dar Jim s-a apucat, s-a dus voluntar la război pentru stat în scopul ăsta, adică e... Chiar s-a văzut prin acțiune. Da. Nu toți. Nu toți ce mare zice spunări. Da, poate unul n-a vrut războiul, poate era, cine știe, misionari era. Da, ok, unii da, așa e. Dar ăia nici n-au pățit mare lucru de pe urma războiului. Adică nu... Bine, nu cred că le-a fost. Nu le-a fost bine că au trăit într-un stat distrus, dar nu a fost persecuție individuală împotriva... Da, probabil. Ok. A fost o chestie care s-a numit The Rape of Atlanta, da. You see, you know more. There was just one thing. That we know of. You know of. După definiția, se leagă iarăși de termenul ăsta, treason, trădare, știi? Și spune că un om născut. Înainte de trădare, mai zice aici că nu, că chiar presupunând și că au semnat, chiar presupunând că a semnat Jim. Jim e mort. Da. N-a semnat și pentru visul. Nu-i angajează pe urmași, da. Da. Dar aici mi se pare că spune. Dar în România avem chestia asta, domne, Constituția... Doar cei care au în România e un lucru foarte interesant și asta, exact la asta mă gândeam, zic, cum să adaptăm povestea la România. În România Constituția nu e făcută de We the People. E făcută de Iorgovan. Dar noi și nu e fost făcută votată. Numele lui We the People. E votată de o majoritate, da? Sunt un referendum. Da, referendumul ăla și a fost... Cu cântec. Dacă iei numerele de atunci, majoritatea aia nu mai e în viață.
Adică numai prin depopularea obișnuită, știi, când înaintarea în vârstă, majoritatea care a votat Constituția a fost, atunci nu mai în viață. Nu a fost majoritatea. A fost un 54%, ceva de genul ăsta. Ah, că s-a votat două zile și... Mă rog, și am impresia că devii automat când te naști, devii automat cetățean și cetățeanul la o anumită vârstă intră conform... Se prezumă, cum zice spunerea. Da. Intră în niște obligații. Are niște, ești cetățean, ai obligații. Păi nu am contractat cetățenia. Ei, acum afli că ai contractat. Da, vorbește cu părinții. Da, a fost cu transmitere sexuală. Da, sorry. Eu eram mult mai mic și am avut o intuiție din asta proto-libertariană că mă miram că poliția amendează pietoni. M-am gândit, păi bine, dar șoferul a zis vreau să merg pe drumuri, a dat un test, dacă... Și are carnet, are așa. Carnet. Poate să primească amenzi sau să-i să ia carnetul. Și mă gândeam, mă, dar la pieton ce faci? Că-mi iei carnetul? Eu n-am semnat nimic cu voi și pot să merg pe unde vreau eu. Era așa rebel ideea. Dar la fel și aici, mă, cetățeanul ăsta căruia îi pui obligații, n-a semnat nimic cu tine. De unde până unde? Uite, Hummel zicea că, domnule, nu știu ce să facă cu minoritățile alea, se gândea la libertarieni. De ce statul nu... De-aia tot bagă tot felul, știi, de fitile cu contractul social. Dar nu știu, cred că e mai greu, cred că nu știe ce să facă cu majoritatea, știi? Adică dacă am votat pe taxare sau pe nu știu ce, sau pe bune, cred că nu știe ce să facă, știi, cu ce rezultă după. Da, da, da. Ia să facem și noi o trădare așa. Hai să facem, spunem la vot rata taxării. Da. Varianta de astăzi, nici nu contează care e, cât mai sunt taxele astăzi, da? Impozitul pe venit. Hai să luăm așa, nici măcar toate taxele, da? Toate taxele. Să punem următoarele opțiuni la referendum. Varianta de azi, azi plus 10%, azi minus 10%, azi minus 30%, azi plus 30%. Hai să vedem ce este. Zero. Lasă zero. Nu, cred că libertarienii oricum nu votează. Ah, bă, nu, da. Poți să... Dar ideea e că omul obișnuit, da, chiar n-au de spună sau nu știu ce, dar... Cum să rămână atabănat, știi, să... Și le frică, deci nu, cum zicea Roba, nu votezi pe sistemul efectiv. Votăm despre cine să administreze sistemul, Ciolacu sau nu știu cine, știi? Dar să votăm pe sistem, știi, să... E, păi tu așa ai vrea să votăm pentru pedeapsa cu moartea sau dacă se plătească taxe? Da, păi de ce să nu votăm? Cel puțin pe aia cu taxe, știi? Nu, sau uite, folosind logica până la capăt, ca să ai o coerență. Lor le place că lumea e socialistă și că vrea educație și că a fost imbecilizată, știi? Ok, ne plac majoritățile, hai să vedem opinia pe... Păi exact, asta zic și eu. Și ai opinii pesimiste, a, că nu, că n-ar vota. Eu nu sunt așa pesimist. Invers, a zice, de ce să nu votăm? Yes. Zim tu de ce să nu votăm, nu... Nu, sau altă... Argumentul că e majoritate. Argumentul brutal e că sunt e lumea proastă, știi, că ai nevoie de eliminați. Și când votăm acum e. Păi da, exact. Adică dacă... Acum e deșteaptă, deci când pică pe... dacă zici nu poți să votezi pe chestii de justiție, de ce? Că lumea e nino-nino. Păi atunci lasă nu voteze nici pe alelalte, că e la fel, același om. Și uite, lumea e pesimistă, eu nu aș fi așa pesimist. Bine, nu poți să știi, o chestie empirică, știi. Hai să vedem, știi? Dar nu cred că procentul ar fi așa mic, știi? Nu cred că ar fi așa de mic, cu toată propaganda. De ce se feresc, știi? Că dacă te știi tare, știi, să zicem că ar vota 3 liberi, tăi dracu, fă-le dam blaua, știi? Pune zero tax, vezi că 99% votează taxe cât mai multe, știi? Ok, știi? Dar le e frică pentru că nu sunt 3 libertarieni. Cum zicea Valeria, nu se duc la vot, deci nu... O să vadă, s-ar putea să aibă surpriză de să fie majoritar, știi? Cu toată propaganda, cu toate astea, omul să fie foarte pragmatic. Păi câți bani rămân mie după asta? Păi mă rămân dublu, triplu, de 10 ori, știi? Dacă ne place nouă să avem o imagine despre noi că suntem civilizați și că cetățenii sunt
pașnici, dar își doresc guvernul din și au consimțământul guvernării. Dacă în relația asta intri prin liber arbitru, ar trebui, la fel de civilizat și de frumos, ar trebui să și ieși din această, dacă așa dorești, iată, fără nicio repercusiune. Își dorește taxe pentru alții, nu pentru el, știi? Înțelegi? Taxe pentru alții, nu pentru el. Nu, da, asta e și apropo de discuția cu Teodosie mai devreme, ce a zis Gabi Adineau. Da. Oh, și ne spune Constituția ce e trădarea, da? Zice așa, trădarea împotriva Statelor Unite ar se va constitui doar în a participa într-un război împotriva lor sau în adera inamicilor Statelor Unite, dându-le ajutor și refugiu, confort, refugiu. Asta este ce scrie în Constituție. Și aici mă gândeam, zic, mă, cum să zic, teoretic, din punctul ăsta de vedere, faptul că Sudul a fost Han, și a tras primul, teoretic, ei au pornit războiul. Okay? Practic, ei erau pe teritoriul lor armate. Știi? Eu cred că au fost provocați. Cumva, ce? Au fost provocați. Da, cumva au rămas acolo în offside. Okay? Aici e discuție. Dacă nu vreau să pornească, teoretic, dacă nu voiau să pornească războiul, ei au crezut că îl câștigă. Deci, cumva au avut impresia că se bagă francezii, îi scot la liman. Da, da. Era general celebru, cum se numea? Li ăla sau... Lasă-l pe Li, da, da. Bă... Povestea, credința lor a fost așa, că îl câștigă, ei câștigă războiul. Deci sunt toți voluntari, spiritul e de partea lor, verba e de partea lor. Se bazează și pe ajutor din partea francezilor și scapă. N-au nicio problemă. Puțin n-au știut că urmează revoluția în Franța și s-a terminat tot suportul la care sperau ei din partea francezilor. Englezii au spus că nu se bagă. A trădat George. Și așa am pierdut război. Și așa au pierdut ei război. Asta poate să fie o problemă în afara subiectului. Când te bazezi pe un prieten mai mare, lasă că vine Cutărescu și s-ar putea să-l aștepți multă vreme și să aibă altă treabă. Bun, dar întorcându-ne la definiția de trădare, zi, Gabi. El face și diferența între cei care jură credință sau intră deja sub incidența guvernului respectiv și ar trebui să-i fie fideli și cetățenii străini, da? Francezi, italieni, austrieci. Ar fi mult mai ușor, să zicem, să fii străin decât ai aceste responsabilități ca cetățean. Dom'le, eu n-am voie să fac aia, dacă vreau să mă despart de guvernul meu, sunt acuzat de trădare și vin ăștia peste mine. Bine, eu cred că deci... l-acuză guvernul lui de acasă de bine, trădare. Da. Pe când guvernul american se așteaptă de la un italian sau de la un francez sau de la un englez mai ales să-l atace, de exemplu. Bă, ești din altă țară? Ah, ai vrut să mă ataci? Nu bine, te acuză America trădare? Avea italieni. Ne luptăm pe cinste, cum ar veni. Ne notăm pe bune. De asemenea, aici găsim, știu dacă prima oară, expresia taxation without consent, spune el, is robbery. Varianta acum este taxation is theft. Pe vremea aceea el îi spune robbery. I-a zis mai corect. Mai juridic. I-a zis termenul corect. Da. Constitutiv, asta e, că e amenințarea forței implicată. Da, și
are această chestie cu, domnule, taxation with consent, nu mai e taxation, da? Și nu e robbery, e chestie care ar fi corectă de ambele părți, știi? E o contribuție voluntară. Țin eu minte, aiurea sau am făcut noi o glumă în care în România se numește contribuție voluntară obligatorie? Da. E adevărat? Contribuție obligatorie este. A. Voluntară, o punem noi ca să... Ca să râdem. Okay. Ca să întărim faptul că contribuția... Voluntar e implicat cumva de cuvântul contribuție. Da, voluntară. Dacă e obligatorie, da, nu mai e contribuție. Aha. Poate, că contribui. Și dacă nu ești, nu-ți dai consimțământul să fii, să fii taxat, ești la fel de îndrituit să te aperi de ANAF sau AJAF, ca și când te-ar ataca un host pe stradă și vrea să-ți ia banii. Distinția asta ar fi între fur și JAF. JAF are și partea de amenințare, că așa ai fur la unul banii de pe carte, ești un hacker fără să știe ăla. Deci se trezește că în timp ce nu, relația cu statul nu e așa, e amenințare. Bine, simplu, furtul se petrece fără să fie amenințat. Dacă ești amenințat, e JAF. That's it. Mă rog, JAF o formă de furt, știi? Da, da. Furtul nu include în sine ideea de amenințare. Poți să fur unuia portofelul în tramvai, nu e amenințare. Da. În timp ce relația cu ANAF e amenințare, adică nu e... Este, da. La fel cum trebuie să ai... Statul federal trebuie să aibă consimțământul tău, așa și statul nord, Carolina de Nord, de exemplu, sau alt stat, trebuie să aibă consimțământul tău. Nu e nicio diferență între cele două nivele de guvern. Ambele trebuie să aibă consimțământul fiecărui om, pentru că acolo se oprește suveranitatea, să zicem. Plus că el face apel aici la drepturile naturale ale omului. Da? Așa cum și Rothbard face apel în etica libertății la drepturile naturale. Bine, face și mai devreme. Atunci când am spus că doi oameni nu au un drept să-i spună unui al treilea ce să facă, el în carte tot pe drepturi naturale. Da, zice, da. Nu există niciun drept natural care să le dea ălora dreptul să-i spună ălora ce să facă. N-avem, nu există. Iar jucând-o pe ideea unui contract, fie el social sau nu, poți să ajungi să ai ca într-un contract drepturi și obligații, dar numai pentru că au semnat unanim toți. Pentru că ai avut toți unanimitate la un moment. Da. Într-un contract pe niște subiecte, nu așa în general. Asta a părut mereu o chestie mistică, se tot aduce critica asta postmodernă la drepturi naturale. A, cum adică naturale? Ți l-a dat natura, ți l-a scris pe undeva? Da. Răspunsul e că dacă e om, asta vrea să spună natural. E om? Da, atunci are acele drepturi, știi? La piață, la proprietate. La... Varianta prescurtată e așa, suntem născuți liberi și cu drept de a fi lăsați în pace. Că doar îți identifică recipientul, nu e nimic acolo. A, vrei să spui că le-a dat Dumnezeu, le-a dat Moise atunci. Nu, le-a dat. Nu. Doar observăm. E doar o observație, da. Da. Legat de alegerile din noiembrie, aici spune Sander Spooner, oricine folosește în mod consistent argumentul votului, dacă a ieșit cineva la conducere în urma unui vot, la fel de consistent trebuie să spună că poate folosi amenințarea cu armele, buletul, lonțul în a-și susține implementarea politicilor respectivor. Da? Dacă, să zicem, se votează creșterea taxelor cu 12% și guvernul respectiv implementează în prima lună după ce a ajuns la putere acest lucru, alții nu sunt de acord cu această măsură, înseamnă că votul tău în urma pentru a fi, să zicem, pentru a însemna ceva, domne, eu am votat ca pe teritoriul României, Americii sau așa, taxarea să crească 12%. Cei care nu sunt de acord cu așa ceva, trebuie frumoși, luați
Bine, aici, din punctul ăsta de vedere, e loc de nuanță, că pe de-o parte noi nu votăm asemenea măsuri, votăm oameni și există o disjuncție, și există o disjuncție între ce om, deci tu îl votezi pe unul, din orice motive poți să ai, și ce face ăla, adică tu nu ești responsabil neapărat pentru ce face ăla, că mai are și ăla un liber arbitru. Da. Acum, ok, există discuția, da, dar ăla ți-a zis că o să facă chestia asta și tu l-ai votat. Seamănă contract. Seamănă contract, dar știi cum... Plusul lor, Robert, poate fi că tu n-ai votat asupra sistemului în sine, asta e problema. Ok, hai să zicem, PSD-ul ăla... Trump vrea să nu fie taxa bacșișul, Kamala vrea să nu fie taxa bacșișul, hai să alegem. Dar din nou, sunt câteva metode prin care se poate transfera responsabilitatea pentru un anumit act. Da? Unul dintre ele este semnezi că vrei responsabilitatea, ăsta ar fi unul dintre ele, și celălalt ar fi îl forțezi pe ăla să execute. A văzut un serviciu sau ce? Nu, îl forțezi să execute. Dacă el face un contract în care el nu își asumă în care nu îți transferă ție responsabilitatea explicit, responsabilitatea pentru orice crime rămâne ale lui. Adică dacă eu, de exemplu, dăm un exemplu scurt ca să fie clar despre ce vorbesc. Dacă eu, de exemplu, am semnat un contract cu Boltu, da, să-mi aducă mâncare acasă, da? Și curierul ăla, ca să-mi aducă el repede mâncare acasă, frate, a călcat 3 copii. Pe drum, da? Nu sunt nici eu, nici Boltul responsabil pentru chestia asta. Nu i-am spus în contract, vreau să fiu responsabil pentru tot ce faci. Da, dar nu e așa. Da. Să-ți mai spun. Ia. Statul la ora actuală bagă în pușcărie pe cei care nu-și plătesc taxele. Și în momentul în care tu votezi pentru unul care nu contează ce promite în... Nici nu face ceea ce promite în campania electorală, da. Și încă a scăzut taxele, dar unul tot nu și le plătește. Așa. Faptul că le bagă în pușcărie, îl bagă pe respectiv în pușcărie, își bage mințele în cap. Este echivalent cu faptul că tu știi că Boltul calcă oameni pe stradă. E irrelevant. E defensiv, ar zice, spună. E votul ăla defensiv. Tu chemi să-ți aducă mâncare. Știm că... E irrelevant. Dar zice că îl legitimez cumva. Aici e discuția despre responsabilitatea. E asta, tocmai asta își spun. E irrelevant. E așa cum... Dacă mergi pe responsabilitatea foarte limitată, chiar dacă îi dau ordin direct, omoară pe Alexandru vreme, Tonu să atâta vreme cât nu sunt, cât nu îl forțez să facă asta... Nu sunt eu responsabil. Sunt două metode de a transfera responsabilitatea. Prin asumare directă, sub semnătură, sau prin forță. Am înțeles. Bine, și în realitate, dacă ai ști că adică, Bolt... Uite, dacă Vale ar ști că Bolt face cu tare și cu tare, nu i-ar mai chema. E corect ce zice, da. Dar principial e corect ce zice, da. Față, la tot rămâne puțin, ca la Feynman, un pitești și tot rămâne responsabil puțin... Chiar dacă l-ameniți, prin forță discutăm cât se transferă din responsabilitatea respectivă. E pedeapsă mai mică, da. Da. Păi nu știu, mai e ceva? Sau... De asta ziceam că prima parte e mai suculentă decât a doua. A doua vorbește despre Constituție, despre ce a constituit trădarea și încearcă să explice de ce, practic, n-a fost trădare. A fost discuția vremii, cred că. A, era, da. A fost discuția. A, în prima parte face comparația asta. Atunci când federalii Nordul ocupă Sudul, nu o să elibereze sclavii, de fapt a obținut, să zicem, mai mult subjects fără consimțământ și a transformat acea populație în sclavi politici, nu chattel slaves, cum se exprimă el. Și ce, sclavii obișnuite? Da, sclavii economici. Le mai numește în alt paragraf. Îi mai numește în alt paragraf. Ce înseamnă chattel ăla? M-am uitat, am uitat. Un fel de vite, un fel de ceradă, un fel... Da. Așa.
când ai multe animale, cum zici? Ce sunt astea pe care le am eu? Asta în contrast cu aia politici, nu? Da. Da. Și îți spune că e doar o diferență de grad între cele două categorii de sclavi. Nu este o diferență de tipologie, da? Bine, argumentul lui fiindcă unul te deține statul, doi roadele muncii ca și la sclavul da. Obișnuit. Da. Nu știu, acum mă uit dacă mai e o chestie interesantă de zis la asta. Nu prea. Am vorbit de suveranitate, loialitate. Da. Zice el aici despre state rights și tot nu... Cum să zic, nu mi se pare că argumentul lui e neapărat zice așa că dacă chiar și dacă cumva dacă greșeau în presupunere, adică acțiunile care s-au întâmplat, să zicem, atât la Revoluția din, de Independență din 1776, cât și studiștii care au declanșat războiul, dacă ei credeau că sunt justificați în acțiunile lor, asta e argumentul pe care înțeleg că îl face el aici, după o anumită teorie, în cazul ăsta vorbim de teoria drepturilor statelor, și în cazul revoluționarilor americani vorbim de teoria, a zice, a dreptului individual sau autodeterminare a unei națiuni. Da, dreptului la autodeterminare. Dacă ei credeau în chestiile astea, atunci nu pot să fie acuzați de trădare. Chiar dacă au uzurpat niște drepturi din greșeală, nu pot fi acuzați de trădare. Aici, nu știu, mi se pare interesantă discuția că... E tot un război de independență, asta e ce spuneam. E, da, dar ziceam că e interesantă... Asta cred că libertarienii sunt singurii care admit asta. Ziceam că e interesantă discuția pentru că nu se potrivește foarte mult cu teoria noastră despre justiție pe care o avem cumva mai târziu de la Rothbard, în sensul că pare că trădarea presupune și intenție. De fapt, el și spune la un moment dat că criminalitatea că presupune mens rea, mai întâi, presupune intenție să comiți da, o crimă, da, știi? Da, ceea e... ce nu mi se pare că e neapărat... Da, eu cred că... Adică cred că e un principiu juridic pe care el l-a aplicat atunci, dar... Cred că pe vremea aia se făcea și, mă rog, se face distinția între aceeași efect făcut din greșeală versus cu premeditare. Da, 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 care e într-adevăr, eu pot să recunosc că e care, vezi, doamne, agravează că e răspândit în concepția despre justiție mainstream și da, pot să înțeleg că era și acolo, dar atâta vreme cât gândești în modul ăsta în care vrei să ai o armonie într-o întreprindere, atunci o să ai genul ăsta de pedepse penale sau urmăriri penale. Păcând dacă totul este civil și sunt stricăciune între actant și victimă, nu mai contează. Trebuie să ai grijă. Problema pe care o am eu de obicei la chestia asta este că dacă pentru o crimă care infracțiune sau crimă? Crimă, nu. Folosim crimă ca subiect, ca cuvânt pentru încălcarea drepturilor omului. Da? Încălcarea drepturilor de proprietate a omului și așa mai departe. Dacă pentru o asemenea lucru ai nevoie de o crimă a minții, e? Cumva după aia se naște întrebarea și au tot născut-o unii și alții, dacă nu poți să ai zis-o mai devreme. O crimă doar a minții. Yes. E? Păi în UK, ai zis mai devreme. Și de asta ai zis niște că... nasoale. Este argumentul utilitar, dar rămâne discuția. Domnule, până la urmă, care e problema? Știți, care să fost stricăciunea, ce că dacă a fost... Așa m-a omorât, dar fără intenție. Păi și ce-am făcut? Păi uite stricăciunea, știi? Iată stricăciunea, știi? Da. Ok, irelevantă, știi? Hai să zicem că poți avea...
agresiune și doar la amenințare sau la nu știu ce, n-ai o stricăciune aia. Exemplele noastre, dormeai în casă cuiva și nu-i strici pe acolo, dar ei folosi proprietatea fără consimțământ, știi? Tot așa, nu contează că intenționa să mă simt eu rău sau nu intenționa. E irrelevant, știi? Deci, da, 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 da. Poate nici nu mă cunoștea, știi? A intrat și eram un vagabond și... Da. Mă rog, alte... Dar e bună provocarea lui Vali, că bă, de ce contează intenția? Că e clar că are o chestie utilitaristă intenția, știi? Să nu fim așa răi, de-aia pedepsim intenția, știi? Să avem o societate mai fără intenții rele, știi? Dar așa te strig la ce-a făcut ăla, știi? Nu contează ce-a intenționat, ce n-a intenționat. De gândit. Sau poate a avut intenții bune, ok, cum era comunismul, știi? Deci... Corect, și asta e o altă discuție care iarăși decurge din aceeași chestie, da? Dacă... Oh. Dacă intenția e de ajuns să salveze din consecințe, în ce măsură, cât, cum, unde, care... De azi, da, e intenția și cum, și cum de nimeni nu își pune problema asta, că nu putem proba intenția, frate. E mai pus preferința demonstrată. Dincolo de orice, dincolo de orice îndoială, nu putem proba intenția. Citește gânduri mai încolo. Păi, n-avem, asta zic. Abia aștept. Abia aștept, da. Eu n-am pronunțat aia, trădare, dar să o știm și noi, știi? Deci, în trădare... Păi nu, n-am pronunțat-o, că am pronunțat-o deja înainte de emisiune. Deci era amuzantă în Caragiale, pentru că în trădare te cam ascunzi. Ăsta era și pointul lui Spunăr, ăștia nu s-au ascuns sudiști. Ei ce în gușă și în căpușă, au spus vrem să ieșim, deci nu s-au dat prieteni, n-au fost cu două fete, au spus vrem să ieșim, s-au... au fost inamici pe față. N-a fost trădare. Pentru Vali Berceanu, Alex Chiriac, Costel Săvărache, eu am fost Gabi Munteanu, eu am fost în Dodi și vă spunem că statul te vrea sclav, exact. Gândește-te și la libertate. La revedere! Șeptel este cuvântul, băga mea și picioarele. Unde m-am uitat și parcă însemna altceva.